Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat în format electronic și print 3 ghiduri electorale necesare pentru alegători și experții electorali care vor lucra pentru alegerile parlamentare din 11 decembrie. Autoritatea Electorală Permanentă a elaborat și a publicat în format tipărit și electronic 3 ghiduri menite să contribuie la informarea alegătorilor și a experților electorali pe tema alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților din 11 decembrie 2016. Astfel, primul ghid se numește Ghidul Alegătorului Român cu domiciliu sau reședința în țară, al doilea Ghidul Tinerilor cu domiciliu sau reședința în țară și Ghidul Președinților Biroului Electoral al Secțiilor de Votare. Toate acestea se găsesc în format electronic pe site-ul Autorității Electorale Permanente. Acestea sunt indicate a fi folosite atât de noi alegătorii, cât și de membrii comisiilor de circumscripție de vot? Primele, da, se adresează alegătorilor. Ultimul se adresează președinților biroului electorale ale secțiilor de votare și a locțiitorilor. Mai aveți și alte noutăți legate de scrutinul de la 11 decembrie? Mai avem și ghidul finanțării, dar asta se adresează în special partidelor care și la fel se pot găsi pe site-ul autorității. Un ghid se adresează alegătorilor cu domiciliul în țară, un altul tinerilor care locuiesc și votează tot în România. Cel de-al treilea ghid electoral este destinat președinților și locțiitorilor care vor lucra în secțiile de vot pentru a putea rezolva toate situațiile evite în timpul alegerilor din 11 decembrie. Cei interesați vor putea consulta aceste documente accesând site-ul Autorității Electorale Permanente.